Salutare, fraților, bine ați revenit pe canal la un clip mai special celor ce iubesc sportul fotbal. Un video de care eu v-am zis la început când am ajuns aici în Spania, dar n-am vrut să vă stric surpriza. Astăzi este miercuri și plecăm la meci, la meciul dintre Atletico Madrid cu Granada. Mergem pe Wanda Metropolitanul la meci. O să vă iau cu mine, dar o să iau telefonul, că sigur nu mă lasă pe cameră, așa că noi ne-am îmbrăcat, avem și geaca, este destul de frig, a și plouat azi și este destul de frig afară, dar asta nu ne ține în casă. Mergem la meci, luăm geaca pe noi și plecăm. Avem și transport, o să mergem cu un autocar, o să vă filmez efectiv tot drumul și în stadion și meciul și tot. O să luăm de acolo pulsul, bă, de când aștept un meci în altă țară, jur. Era unul din visurile mele și dacă strângem la video ăsta 50-60 de aprecieri, o să mai fac și de la noi din țară, o să merg la meciuri. Eu, după cum bine știți, sunt suporter al echipei Dinamo și urmează două meciuri foarte importante de la baraj. O să vă iau cu mine și o să mergem la ambele meciuri de la baraj și acasă și în deplasare. Așa că nu mai stăm prea mult la discuții, mergem spre meci, spre stadion, haide! Fraților, am ajuns acum la un bar, un fel de bar este aici, unde trebuie să așteptăm să ne vină autocarul, să ne urcăm în el. Așteptam să vină autocarul și o să vă iau cadră exact cum este în autocar și cum este atmosfera de acolo din autocar. Mă simt de parcă plec în deplasare, sincer. Haideți și voi să vedeți cum e, că sincer eu unul nu mai am răbdare și vreau să vă dau și voi emoțiile astea pentru că e cu totul și cu totul altceva. Am așezat și noi, ați văzut ce priveliște avem de aici de sus. Este superb stadionul. Ai așa, te trece o emoție efectiv cu stadionul ăsta. O să facem și noi niște poze, să vă mai arăt cadre cu stadionul și așteptăm să intre echipele pe teren. Hai să dăm și un scor corect. Eu zic 2-0 sau 3-1 pentru Atletico. Au ieșit echipele la încălzire, așteptăm acum să înceapă meciul, că mai sunt vreo 15, ceva de genul 10-15 minute. Așteptăm să înceapă meciul și să vedem și noi atmosfera, că momentan încă n-a intrat lume. După cum ați văzut, încă e lume o grază afară care așteaptă să intre și vedem cum o să fie atmosfera, că mi se pare că aici lângă noi este și galeria, dacă nu mă înșel. Și hai să vedem. Chiar am așteptări de la galerie, că știu că au o galerie frumoșică ăștia de la Atletico. Așa că hai să vedem ce atmosferă poate să facă și în realitate. Că una e să vezi pe televizor și una e să vezi în realitate. Thank you.
Gata, băieți, începe meciul. Hai Atletico, 3-1, spun eu. Să-i dăm drumul la treabă. Ați văzut ce atmosferă este aici, așa că îi dăm drumul. Oricum e chiar foarte multă lume, cel puțin în galeria lui Atletico. Ați văzut că nu e atât de multă lume pe cât am fi vrut eu să fie, dar nu e nicio problemă. Hai să vedem cum e meciul și să vedem cine va câștiga. Thank you.
preocupă că ceva e tip pe tibroare. Zero la pauză, după cum ați văzut, Atletico domină complet meciul, însă din păcate arbitru a cam dat vreo 2-3 cartonașe galbene așa aiurea și toată lumea e supărată, dar iasă și Google aici în tot stadionul. Atmosfera este senzațională, sper și eu să prind măcar un gol să se dea în meciul ăsta, că ar fi culmea să vin și eu odată în viață pe Wanda Metropolitano. Și atunci să fie 0-0, să nu se marcheze. Însă la cum îl știm toți pe Simeone, după cum a zis 3-1 la început, la cum se joacă, cred că un 1-0, 2-0 o să fie scorul, pentru că se joacă mai mult în care o Granadei, dar din păcate nu vrea să intre. Hai că așteptăm a doua repriză și sperăm să se și marcheze. Thank you.
Din păcate n-am avut noroc. Remiza pe Moanda Metropolitano, un 0-0 în care efectiv Atletico a dominat meciul. Foarte puține ocazii din partea Granadei ca să întoarcă, a avut acum pe final acel corner. Ne grăbim un pic să ajungem și noi la autocar. Asta e, n-am avut și noi noroc de un gol, dar atmosfera a fost destul de frumoasă. Mă așteptam la așa atmosferă, mă așteptam să fie puțin mai multă lume în galerie. Însă țin cont că a fost un meci în campionat. Era de așteptat că nu o să fie atât de multă lume. Cam ăsta a fost și vlogul. Eu am fost Mario și nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, am ajutat de 48 like la acest video, subscribe la canal. Să aveți o zi sau o seară, depinde când vizionați acest vlog minunată. V-am pupat, pa!